Sfântul Munte Athos, numit și Grădina Maicii Domnului, este o peninsulă de 360 de km pătrați, cu un relief și o vegetație variate, dominate de înălțimea vârfului Athos de 2060 de metri. Sihaștri, pierduți în pustie, mici obști monahale, au fost și înainte de 963, an în care se vorbește de întemeierea de către Atanasie Trapezuntul a primei mănăstiri, Marea Lavră. Curând au apărut și altele. Astăzi sunt 20 de mănăstiri mari de care aparțin schituri și chilii. Aici, în Sfântul Munte, putem vorbi despre interiorizarea tainei creștine prin isihia pustiului și rugăciunea inimii, a cărei învățătură e propusă ca o cale de viață accesibilă oricărui om botezat și axată pe căutarea prezenței Domnului în tot și în toate. Athosul este testamentul mistic al Bizanțului, loc în care se face sinteza între viața duhovnicească, teologie și liturghie. O fost un timp aici, în Sfântul Munte, în 1900.